Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Tema emisiunii de astăzi este Destinul este muzica și totul pentru ea aș da. De fapt, această temă este prelejuită de o frumoasă sărbătoare care s-a petrecut la Colegiul de Arte, sărbătoare ce încununează trei evenimente importante în viața unui om. Mai întâi de toate, jubileul de 70 de ani al profesorului de la Colegiul de Arte, Tudor Nistor. Apoi lansarea culegerii crestomație pentru contrabas, tot de domnul Nistor. Și zic eu, cel mai frumos moment în viața omagiatului este distincția pe care a primit-o în aceste zile om emerit al Republicii Moldova. Iată, toate aceste trei frumoase evenimente s-au încununat într-un spectacol de zile mari. A avut loc un eveniment foarte important, aș zice chiar istoric, deoarece a avut loc lansarea de carte pentru prima dată, să zic eu, la o perioadă de vreo 20 ceva de ani, s-a lansat o carte care se numește Crestomație pentru contrabas, carte lansată de către profesorul Tudor Nistor, om emerit, proaspăt. Este un manual pentru muzicieni, un manual pentru școlile de artă, chiar aș zice și colegiile de învățământ artistic. Dragul nostru coleg împlinește o vârstă venerabilă de 70 de ani, este un om extraordinar de energic, familist, un foarte bun profesor. E mândria colegiului nostru, să vă spun pe cinste.
Născut în părțile Iedinițului, domnul Nistor a gustat din farmecul lăutăriei adevărate de la mari lăutari de prin Mahalaua, unde locuia. Și iată, această altoire a muzicii, această dragoste de muzică l-a dus pe tot parcursul vieții. Așa a pornit pe drumul muzicii, făcându-și studiile la Colegiul de Arte din orașul Soroca, pe atunci Școala de Iluminare Culturală Elena Sârbu, după care a continuat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă din orașul Chișinău și a încununat, zic eu, studiile la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din orașul Chișinău. Pe parcursul anilor de activitate pedagogică a reușit domnul Tudor Nistor să altoiască dragostea de instrumentul pe care îl prădă, și anume dragostea de contrabas, la mai mulți discipoli ai săi. Și astăzi se poate mândri cu cei care îi duc mai departe acest farmec al contrabasului, cei care cântă în orchestre și cei care au venit la sărbătoarea domnului Nistor. În afară de activitatea pedagogică, domnul Tudor Nistor a mai cântat în orchestre. O bună parte a vieții a fost contrabasist în orchestra de muzică populară a Teatrului Vasile Alexandrii din orașul Bălți, dar și contrabasist în orchestra de muzică populară Nistrenii de la Palatul de Cultură din orașul Soroca. Și colegii de breaslă, dar și toți studenții astăzi se închină în fața acestui profesor care a știut să dea viață instrumentului contrabas, care de fapt este mai puțin cunoscut de către toți, dar el fiind de fapt inima și sufletul orchestrei. Sunt foarte onorat că am ajuns și vârsta și ne-am adunat, mai precis, toți colegii, toți elevii, mai precis, toate rudele mai apropiate. Și viitorul depinde nu de mine, depinde numai de bunul Dumnezeu. Dacă ne-a dat puteri, am selectat un material foarte prețios pentru metodica predării instrumentului muzical, care în Moldova nu există. Și sper să ne dai Dumnezeu sănătate să realizez. Să vă mulțumim.
Mă bucur foarte mult că a adunat astăzi toți colegii, toată familia, parte din familie, mulți colegi de lucru, prieteni, etc. Să fac o serată minunată la nivel și la mai mult și la mai mare. Mult sănătate și fericire! Dragii noștri, viața unui om este încrustată în ceea ce face în fiecare zi. Domnul Nistor a reușit să încrusteze în sufletele și în inimile tinerilor dragostea de frumos, dragostea de artă, dragostea de muzică și, în special, dragostea de un instrument,
mai rar cunoscut, contrabasul. Nouă nu ne rămâne decât să-i urăm succes și să-i spunem la mai mult ce la mai mare să nu se oprească aici, pentru că ceea ce a făcut în viața lui a făcut frumos. La rubrica Tezaur am pregătit astăzi mai multe date despre instrumentul care de fapt a fost oglindit în această serată, și anume contrabasul. Contrabasul este cel mai mare instrument care face parte din serie instrumentelor cu coarde și arcuș. Apariția instrumentului contrabas datează din secolul XVI, începutul secolului XVII, dar nici pe departe nu seamănă cu contrabasul de astăzi. Se cunoaște contrabasul care era alcătuit din 24 de strune, dar până la urmă s-a dovedit că nu era practic. De asemenea, la început erau mai multe instrumente, adică au fost undeva 5 instrumente predecesoare acestui instrument, ca până la urmă să rămână contrabasul de astăzi. Unul din aceste instrumente este viola de gambă, care era cu 5 strune, dar până la urmă s-a dovedit că contrabasul actual, cel cu 4 strune, este cel mai bun și cel mai practic în orchestre, în orchestrele simfonice, dar și actualmente în jazzul nostru contemporan. Alcătuit din 4 strune, cu acordaj de cvartă, contrabasul în secolul 20, este perioada de înflorire a sa, pentru că aici a început activitatea sa, anume în jazz. Și iată, interpretarea la contrabas ciupitul sau interpretarea pizzicato și cu arcuș îi dă un farmec acestui instrument. Desigur că și muzicienii care posedă acest instrument sunt foarte, foarte talentați. Și dacă ne oprim aici, la noi, în Republică, putem să afirmăm cu certitudine că contrabasul este un instrument care este prezent în fiecare orchestră de muzică populară din Republica noastră. Cum ziceam mai sus, contrabasul este inima acestei orchestre, acestui colectiv, și fără contrabas orchestra sună mai sec, dar nici nu este pulsația aceea. De aceea se și pregătesc așa instrumentiști și desigur că acest frumos instrument are un viitor luminos. Nouă nu ne rămâne decât să le urăm celor care vor să îmbrățișeze studierea acestui instrument, să o facă cu toată dragostea, cu toată inima și să ne dovedească că contrabasul este un instrument deosebit. Surpriza emisiunii de astăzi, dragii noștri, este tot un moment din această frumoasă sărbătoare, jubileul de 70 de ani al domnului Tudor Nistor, și anume absolventa Colegiului de Arte, care actualmente este o interpretă consacrată, care a fost prezentă în emisiunea noastră, Anișoara Dabija. Cu toată dragostea pentru dumneavoastră! Să vă mulțumim.
Dragii noștri, ne-am străduit în această emisiune să vă demonstrăm că viața unui om se încrustează în tot ceea ce e frumos. Pe parcursul vieții sale, domnul Tudor Nistor aceasta a făcut. Aceasta v-am demonstrat astăzi. Iar cei care au fost alături de sărbătoarea sa, cei care l-au felicitat și l-au omagiat în această zi, au fost colegii de breaslă, feciorul Vasile Nistor, absolventa colegiului Anișoara Dabija, dar și toți cei dragi sufletului său. Să trăiască acest instrument, să cucerească suflete și melomani, iar noi vă zicem tuturor cele bune până la o nouă ediție a emisiunii noastre în Grădina Dorului. La revedere tuturor!